La Rapid, toată lumea joacă tenis. Niculae și Maftei au vrut să-l impresioneze pe Șucu. Niculae și Maftei au făcut parte din echipa UE Fantastica Rapidului, iar acum fac pereche la tenis. Noi, foștii fotbaliști, suntem frustrați ai tenisului, cum sunt și ei, foștii tenismeni sau actuali tenismeni, frustrați ai fotbalului. Niculae a venit cu o bicicletă vișinie la turneul organizat de Șucu. Uite, aia noastră e televizată. Uite, dacă ajungeți în finale, lași pe domnul Șucu să câștige că e patronul ăsta? Da, cum să lăs vreodată pe cineva să câștige? Pe terenul de tenis, Niculae l-a convins pe Șucu să investească la Rapid. Mă gândeam că peste an veți fi colegi la Rapid? Nu m-am gândit, dar nici ei nu cred că s-au gândit. Dar până la urmă m-au convins și acum îmi face plăcere. Cel mai important lucru pentru Rapid este ca să fie un club care să stea pe propriile lui picioare, să n-aibă nevoie de finanțare din partea nimănui. Să nu fie un club care să depindă de un patron, să fie un club care depinde doar de fanii lui.